Serus, vreau să vă arăt astăzi cum faci captură video, cum registrezi ecranul calculatorului din Windows 11. În prezentarea anterioară v-am arătat cum se face prin screen, cum capturezi ecranul. Dacă n-ați văzut-o, puteți să opriți, vedeți prima parte și reveniți. Și astăzi vreau să vă arăt cum poți să capturezi cu ceea ce îți oferă Windows 11. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai și vreau să împărtășesc cu voi din cunoștințele mele tehnice. Deci ca să poți să capturezi ecranul cu ceea ce îmi oferă mie Windows 11, este același tool ca și în prezentarea anterioară, Snipping Tool. Ca să deschizi Snipping Tool-ul, trebuie să-i dăm tasta Windows și scriem aici Snipping Tool. Eu v-am arătat că există o combinație de taste, Shift, tasta Windows S, dar îmi deschide doar pentru captură de ecran. Deci nici de cum pentru recording. Nu am combinație de taste ca să înregistrez ecranul. Și atunci trebuie să deschidem tasta Windows, Snipping Tool și deschidem aplicația. Și acum dacă ne uităm, avem aici, prima parte este cea cu captură de ecran și a doua este de înregistrat de pe ecran. Asta dacă vreau să fac un tutorial, dacă vreau să prezint o aplicație sau o chestie de pe ecran ca o secvență video, cu tool-ul ăsta pot să fac chestia respectivă și să vă arăt. Eu acum vreau să înregistrez și dau New. În momentul acesta îmi aleg ce bucată de pe ecran să fie înregistrată și pot să zic că, uite, asta este secțiunea de pe ecran care vreau să fie înregistrată. Și în momentul să-i dau Start și începe înregistrarea 3, 2, 1 și a pornit. Dacă ne uităm aici sus avem o fereastră de stare care nu apare în înregistrarea finală. Deci aici este timpul. Dacă vreau să înregistrez cu voce, dezactivez unmute-ul respectiv, adică activez microfonul și acum am și vocea respectivă. Acum vreau să vă prezint canalul meu de iDo. Asta ca și idee ce aș putea să fac cu această captură de ecran. Pot să-i dau o pauză, pot să deschid document Word și aici să scriu, vă prezint tutorialul meu și deschid o aplicație în care fac ceva demonstrații. Când este gata, oprim. Ceea ce am capturat eu de pe ecran se deschide aici ca și un fișier. Putem să-i dăm play, rulează cu ce am înregistrat. Sistem audio, adică să nu se mai audă ceea ce vorbesc eu. Sau dacă vreau să arunc la... Se aude și vocea. Pot să-l editez în Clipchamp, dar nu vă arăt acum partea de editare pentru că va fi o altă prezentare și pot să salvez fișierul meu dacă sunt mulțumit de ceea ce am făcut. Se salvează în Video Captures și atunci îi dau Save și în acest moment fișierul este salvat și pot să îl regăsesc în Video Captures și pot să-l folosesc în alte aplicații pe care mi le doresc eu. Avem partea de detalii la proprietăți, unde îmi arată cu ce rezoluție a fost filmat, 1700x900. Deci pentru avansați, dacă vrei rezoluție mai bună, sau îți alegi la început rezoluția ecranului să fie mai mare, sau iei fișierul și îl duci în Clipchamp și acolo poți să-l salvezi cu alte rezoluții. O să-l trimit, să-i fac share, să-l trimit cuiva să-l folosească, sau dacă am un canal de YouTube sau alte aplicații de social media, să îl pun acolo. Am prezentat aici pe canal și cum capturez cu OBS-ul, care este un tool mai avansat și mai complicat, dar cel mai simplu cu ceea ce ne oferă Windows-ul este acest Snipping Tool. Dragii mei, dacă ați găsit util ceea ce v-am prezentat, dați-mi și mie un like și nu uitați să vă abonați să nu ratați următoarele mele postări. Vă doresc o zi minunată și mult spor la treabă. Doamne ajută-vă! Pa!